Bună ziua! Bine ai venit pe Fără Sens TV! Astăzi vei scăpa de teama de a fi judecat. Expect us. I know that you mad that you can't replace me. So you tear gas, pepper spray, and mace me. 101, you can never face me. You might pull out, you're gonna start to chase me. Yeah, we call that the stock lead. Ideea este foarte simplă, că teama de a fi judecat este una din cele mai mari pe care le avem ca și bărbați. Am să încep acest videoclip cum o făceam în urmă cu foarte mulți ani când am deschis canalul. Și în urmă cu mulți ani obișnuiam să spun o poveste și apoi să trec la teorie. Așa că de dragul amintirilor, hai să facem treaba asta. Însă, înainte să continuăm cu clipul, ca de obicei două mici anunțuri. În primul rând, faptul că vom elibera pe Varurile Alfa volumul al doilea în martie și va fi comandat deja de pe 15 februarie. Așa că aruncă un ochi la treaba asta. Al doilea, deja am deschis înscrierile pentru tabăra din Vama Veche și deja am înscris 3 persoane. Avem locuri limitate, deci nu ezita să arunci o privire și la treaba asta. Ce vreau să vă spun este că a fost cândva un bătrân cu un măgar și cu un copil. Și copilul ăsta mergea pe măgar și așa cum mergeau ei dintr-un sat în altul, pe drum au apărut niște oameni, nu? Iar oamenii ăștia au început să râdă și să se uită oarecum cu dispreț spre ei. Și au spus cu voce tare faptul că este foarte stupid ceea ce văd, este foarte aiurea și foarte urât faptul că acest copil mergea pe măgar când trebuia să meargă de fapt bătrânul. Pentru că el este în vârstă, nu? Și el ar trebui să fie pe măgar, iar copilul să aibă respect că e mai tânăr. Așa că, după ce au trecut oamenii ăștia, ei s-au oprit și au făcut schimb. S-a pus bătrânul pe măgar, iar copilul a mers pe lângă. Ajunși într-un alt sat, desigur că o altă grupă de oameni au început să râdă și să comenteze și să le spună că este o blasfemie. Să se uite spre ei și să spună cum poate bătrânul să meargă pe măgar când copilul ăla e mic și abia știe să meargă și ar trebui el să stea pe măgar, nu? Deci e ceva foarte ciudat. Vă dați seama că aceștia oarecum iritați, speriați, dar și supărați, au zis, băi, ok, hai, încercăm altceva, nu? Așa că, mergând din nou spre alt sat, s-au urcat amândoi pe măgar. Iar acum oamenii au privit spre ei și au spus, bă, voi chiar sunteți nesimțiți. Chiar sunteți nesimțiți. Cum puteți să călăriți amândoi bietul măgar? Măgarul e vai de capul lui, săracul, și nu vă pasă absolut deloc. Așa că aceștia s-au simțit din ce în ce mai rău și, evident, până în satul următor, s-au gândit să coboare jos, pentru că la susținerea acestor oameni, la ce spuneau ei, susțineau că ar trebui ca ei doi să care măgarul, nu? Ceva ce pare foarte dubios. Așa că mergând ei, s-au gândit să lege măgarul de copite, nu? Și să-l care cumva în spate. Așa că ajungând în următorul sat, oamenii s-au uitat și au început să râdă efectiv și să spună că, bă, voi sunteți chiar dobitoci, pentru că măgarul pentru asta este făcut, pentru asta a fost creat, da? Să care lucruri, să care oameni, cum naiba puteți voi să cărați măgarul. Ideea este foarte simplă și anume faptul că orice ai face pentru omenire, pentru societate, pentru oameni, fie că faci bine, fie că faci rău, întotdeauna ei vor avea ceva de judecat. Așa că, acestea fiind spuse, cred că nu ar trebui sub nicio formă să te demoralizeze faptul că cineva te-ar judeca. Cred că cel mai important lucru pe care poți tu să-l faci este să înțelegi ce spune asta despre omul care judecă. Ar trebui foarte bine să te oprești câteva secunde, să privești asupra oamenilor care te judecă efectiv și să te gândești oare care ar fi poziția lor în acest caz. Pentru că oamenii de succes la care aspiri tu și pe care vrei să iei drept exemple în viața ta, aceștia sunt oamenii care, sub nicio formă, nu au timp să stea să judece. Chiar dacă ar avea timp, nu ar judeca, pentru că și ei au plecat de unde? Din poziția ta de jos, de unde pleci tu acum. Așa că oamenii cu adevărat plini de succes au un foarte mare respect și o foarte mare admirație față de omul care pleacă și el de jos, care începe, cum s-ar spune, the hero's journey. Vă salut, vă recomand ghidul de texting al lui Laurent, pe mine unul m-a schimbat maxim. M-a ajutat să înțeleg anumite aspecte importante și m-a ajutat să mă dezvolt în domeniul relaționării. Deseori poate fi o mică eroare de interpretare, pentru că fiecare persoană are o hartă prin care vede lucrurile, are anumite filtre și interpretări, da? Și este foarte probabil să fie deseori în imaginația ta faptul că cineva te-ar judeca când în realitate nu o face. Și în ideea în care, într-adevăr, este imaginația ta bolnavă care sugerează aceste lucruri, ce poți tu să faci este să îți dai seama că este doar în mintea ta,
să te întrebi, desigur, să-ți faci o analiză și să te uiți concret, bă, omul ăla chiar mă judecă, poate ar fi bine să te duci să-l și întrebi, să vezi, să te asiguri dacă chiar te judecă. O grămadă de oameni pe care am avut la coaching aveau impresia că sunt judecați. În realitate, lumea nu dădea doi bani pe ceea ce făceau ei. Dacă era cineva care într-adevăr judeca situația și spunea, uite, un prost care abordează, gândește-te că de fapt ce spune asta despre omul care tocmai a jignit persoana din fața sa. În momentul în care tu arunci o frustrare, este o reacție la un eveniment care în fond nu te afectează pe tine, n-are nici cea mai mică legătură cu tine. În momentul în care faci treaba asta, ești plin de frustrări înăuntru. Tu reacționezi la ceea ce vezi în mediul din fața ta. Și în momentul în care tu te uiți la unul care abordează și zici, mamă, ce prost e ăsta, practic frustrarea din tine sugerează și îți spune de fapt chiar chestia asta, că tu ți-ai fi dorit să ai puterea pe care o are omul ăla. Tu de fapt ți-ai fi dorit să fii în locul acelui tip. Și de fapt ce își dorește frustratul în cazul ăsta, omul care judecă, își dorește ca respectivul pe care îl judecă să nu ajungă la succesul la care acesta aspiră. De ce? Pentru că ce ar spune asta despre omul judecat? Ar spune că el este doar o creatură mică, nesemnificativă, care nu va reuși niciodată ceea ce a reușit persoana asta. Și îți dai seama că chestia asta îl va seca foarte tare, pentru că îi va demonstra că sunt oameni în lumea asta care iau acțiune, oameni care reușesc, oameni ca și tine poate. Ce trebuie să înțelegi este că deseori oamenii, mai ales cei care judecă, da, vor dori întotdeauna ca cei pe care îi judecă să nu reușească ceva în viață. Cum spuneam anterior, dacă tu ai reușit ceva, automat mă forțezi și pe mine să cred că aș putea să reușesc ceva și atunci eu nu vreau să fac asta pentru că eu stau foarte bine în zona mea de confort, eu care judec. Așa că asta este toată teoria cu judecata. Așa scap de teama de a judeca, de a fi judecat, scuză-mă, prin simplu fapt că înțelegi de fapt ce este la bază și înțelegi cine judecă. Așa că sper că acest videoclip te-a ajutat și până data viitoare lasă și mi-o răspuns la întrebare în comentarii și spune-mi în momentul în care tu te simți judecat, care este primul gând care îți vine concret în minte. Așa că până data viitoare, stai sănătos, stai fericit, stai liniștit și te-am pupat!